La această căsuță, doi tineri din Cluj își vând lucrurile făcute manual. Cutiuțele muzicale sunt ai doma celor care erau la modă în urmă cu 10 de ani, iar porțelanurile colorate îi cuceresc chiar și pe clienții cu cele mai pretențioase gusturi. Acesta este un platou decorativ, vaze, magneți, cercei. Toate făcute handmade? Da, toate sunt făcute de noi. Și nu le găsim duplicat, adică nu le găsim pereche. Nu, 100% nu. Prețurile sunt cuprinse între 30 și 50 de lei. Socrul meu a lucrat în Iris, nu știu dacă cunoașteți fabrica, exact. Și de la el am învățat meseria, ne-a plăcut și un pic am transformat și le-am făcut așa mai jucăușe, mai copilăroase, cum suntem și noi. Cei mai mulți s-au îndreptat însă spre mâncare. Brânză și caronați și apoi deja margă și cu o palincă de puroi. Ne-am luat slănină, un pic de cârnaț, un pic de jumări și mă duc acasă, mănânc cu soțul. Multe produse nu sunt însă pe gustul clienților. Nu sunt urâte, dar sunt chiciuri. Aerul este prea comercial. Sunt însă comercianți care se plâng de chiria prea mare pe care o plătesc pentru o căbănuță în Piața Unirii. Cam 5600 de lei pentru o lună. Este foarte mult, abia dacă reușim să ne acoperim cheltuielile și costurile materialelor cu care lucrăm. Nu rămânem cu un profit mare. I-am împărțit această căsuță cu o vecină de-a mea. Târgul din Piața Unirii va fi deschis până după Revelion.